Accidentul s-a produs pe drumul național 7 la ieșirea de pe autostrada A1, intrarea în comuna Bascov din Argeș. Pe sensul către Râmnicu-Vâlcea, într-o curbă periculoasă, o autocisternă încărcată cu carburant a intrat în coliziune cu un parapet și s-a răsturnat pe carosabil. După impact, din cisternă au apărut scurgeri de combustibil. Se pare că era încărcată cu 33 de tone de motorină și benzină. La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere de la ISU Argeș, două autospeciale de descarcerare, autospeciala pentru accidente chimice și o ambulanță SMURD. Exista pericol de explozie din cauza liniei de înaltă tensiune aflată în apropierea cisternei. La fața locului a sosit o altă cisternă și s-a luat în calcul transferarea combustibilului. Șoferul în vârstă de 48 de ani a suferit un atac de panică și escoriații la nivelul mâinilor. Traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri de deplasare, circulația fiind deviată pe la nodurile rutiere de la kilometrul 106 și 115.